Muzeul Bucovinei intenționează să reducă cu 50% taxa de fotografiere pentru crunii și botezuri, începând cu data de 1 ianuarie 2019. În proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor de competență a Consiliului Județean pentru anul 2019, se mai propune renunțarea la mai multe taxe și tarife ale Muzeului Bucovinei, pe motiv că acestea s-au dovedit a fi ineficiente. Propunerea se regăsește în proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor și tarifelor de competență a Consiliului Județean pentru anul 2019, aflat în dezbatere publică pe site-ul acestei instituții. La taxele și tarifele percepute pentru activitățile Muzeului Bucovinei se propune o diminuare față de anul acesta pentru taxa de fotografiere, cununii, botezuri și alte manifestări personale ocazionale, de la 200 de lei la 100 de lei. În același timp, o altă propunere este introducerea de noi taxe și tarife, ca urmare a introducerii unor noi servicii. Astfel, din 2019 ar urma să se introducă plata unui bilet unic de vizitare pentru muzeul și Casa Ciprian Porumbescu de 8 lei pentru adulți și 2 lei pentru elevi și studenți. Tot din 2019 pentru adulți se va percepe o taxă de participare la activități pedagogice sau activități de educație muzeală în sumă de 70 de lei de persoană, bani care acopere costul materialelor consumabile și al utilităților. Totodată, Muzeul Bucovinei va pune în vânzare și bilete unice de vizitare, în baza cărora pot fi vizitate Muzeul de Istorie, Cetatea de Scaun, Muzeul Satului Bucovinean, Muzeul de Științele Naturii, Hanul Domnesc și Casa Memorială Simion Florea Marian. Prețul unui bilet unic este de 36 de lei pentru adulți și de 8 lei pentru elevi și studenți. Și anul viitor, Muzeul Bucovinei va oferi servicii gratuite pentru persoane cu dizabilități și însoțitorii acestora, copii din școli speciale, așezăminte sociale și centre de plasament, veterani de război sau lucrători actuali și pensionari din rețeaua muzeală. De asemenea, pensionarii vor avea o reducere de 50% la tarifele practicate de Muzeul Bucovinei.